dimineață, reprezentanți ai partidelor extraparlamentare, deputați din primul parlament al țării, dar și legislatori din România, au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Participanții la evenimentele dedicate Zilei Naționale a României spun că 1 decembrie îi apropie pe românii de pretutindeni. E cea mai importantă zi a românității. Acum 95 de ani, națiunea română și-a atins apogeul. Cu toții suntem români și astăzi, ca și ieri când a fost ziua românilor de pretutindeni, trebuie să ne bucurăm împreună. Pentru noi înseamnă simbolul refacerii unității naționale românești. Cu ocazia Zilei Naționale a României a fost organizat și un maraton al cărui start a fost dat de gimnasta Maria Olaro. Mă bucur să pot fi în jurul acestor copii care practică un mod de viață sănătos. Am venit să și văd Chișinăul, dar să văd și manifestațiile aici. 3, 2, 1! Iar seara, 95 de lampioane au fost lansate spre cer.